PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Update nou pe Dude Theft Wars, oameni buni, jocul preferat al tuturor. Ai cumva o mașină nouă să mă bată vidrele? Uite ce șmecheră e! Este Porsche Canapera! Apăsați butonul de like chiar în acest moment și haideți să apăsăm pe single player. Bă, ultimul caracter încă nu este aparent în joc, dar hai să vedem ce s-a schimbat. Urmăriți-mă pe Instagram, nu uitați să mă urmăriți și pe Trovo, live-uri acolo în fiecare seară la ora 7. Ok, ia să ieșim afară din... Iarbă! Ce îmi place iarba, pentru că e verde, verdele e destul de frumos. Bă, să mă bată vidrele, a trebuit să vină mijlocul verii aproape ca să scoată ăștia zăpada de pe Dude Theft Wars. Dar, din câte... Nu mai claxona, mă, că-ți trau... Așa, dar din câte ați putut vedea, era o mașină destul de interesantă acolo, așa că haideți să furăm această mașină și să vedem, oameni buni, ce reușim să găsim pe aici. Sigur s-au băgat niște mașini noi sau ceva. Oh, Jesus. Ok, e un fel de scar aici care se urcă la acest stâlp. Nu știu exact, asta nu cred că era aici înainte. Ok, 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 ia să observăm schimbările. Mamă, uite cum arată muntele acum. Oh, ia să vedem ce se întâmplă aici. Aici este nou caracter care nu este încă băgat în joc. Și ultima dată era blocat aici și cumva se... Stai, mă, căuta poliția? Actually, nici nu mi-am dat seama. Cumva se afla aici și nu se mișca și este încă aici. Păi, prostule, când te bagă ăștia în joc, mă, ne simți... A... Ok. Mamă, ia uite... Mă, înainte era autobuz de ăla, mă. Păi, să mă bată hamsterii de nu vă cumpărați jocurile de pe Eneba. Mă amenință ăștia în fiecare lună că nu fac vânzări și mă dau afară. Dacă vreți să cumpărați jocuri, încercați Eneba. Link în descriere, prețuri foarte bune, suport 24 de ore din 7 și cam atât. Vă rog, cumpărați de acolo, vă rog. Ia să trecem noi pe dreapta acel autobuz. Este autobuzul magic cu doamna Frizzle. Autobuzul din Fortnite, de fapt. Ei! Dă-te, bro, dă-te de pe stradă. O să te lovească autobuz. Stop! Unde crezi că pleci, domnule autobuz? Oare putem să luăm oameni de pe stradă? A, uite, o victimă! O victimă care nu... Cascadorii cu autobuzul! Ok, sunt destul de sigur că cascadoria nu trebuia să fie în felul ăsta. Wow, 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 wow! Stop, 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 oprește-te! Oameni buni, eu nu fac nimic în momentul ăsta, e nebun jocul ăsta! E nebun, stop! Ok. Stop, dude, autobuz neg... Oh, lord! Ce face, mă, șoferul ăsta de autobuz? A nebunit! Face donaturi cu spatele! Lasă-mă să intru. Mamă, ce-a făcut aici? Oameni buni, gen, efectiv. Hai să dezactivăm stunt modul. Stop! Stai, de ce văd așa din... ia uite, mă. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu șoferul de autobuz, dar s-a gândit că ar fi o idee bună să se învârtă în cerc. Bun, fii atent. Hopa! Nimă! Extraterestri. Deci, am zis, oameni buni, că vreau să fac următoarea chestie. Să pun frâna aici și să ne luăm viteză să mergem și să sărim pe acea rampă foarte șmecheră. Hai! Faceți cu mine zgomote de motor care accelerează. De unde... Pe bune? Ce rampă inutilă și negioabă. Știi ce? Nici măcar nu vreau să mai încerc să sar o dată. O să-mi iau autobuzul și o să plec. Și aparent update-ul ăsta a băgat grafici noi, clădiri noi, dar, bă, eu jur că mașina din meniu ar trebui să fie pe undeva, oameni buni. Ce-i asta? Clădirea asta nu era așa înainte, cu posibilitatea de a urca să... Oh! Oh, hold up! Oh, asta e stația de poliție, ce? Bă, dar nu... Mamă, ce e aia mașina de SWAT? Să mă bată hamsterii. Da, mă, înainte asta era în pustietate cumva. Nu știu.
Elicopter! Uite-l ce șmecher! Ce mă cu copacul ăla acolo? Uite-l ce șmecher e, bă. O să putem să-l conducem, dar stai așa să dăm... Asta e plină de buguri, ok. Haide să mergem să conducem elicopterul de poliție. Ia să vedem. Mai știe cineva cum se controla un elicopter? Pentru că eu știu doar că se controla destul de greu. Da, se controla destul de greu. Oare ce se întâmplă dacă ne izbim de un alt elicopter în efectiv... stai așa. Unde mergem? Vreau să mergem aici, de exemplu. Ok, hai să mergem acolo. Deci, ce face, mă, elicopterul? Mă, tu chiar vrei să vin după tine să te izbesc sau ce? Ok, dar e buit rău de tot. Păi, poți să... Oh my god, poate să tragă! Ok, nu prea știu cu ce trage, că nu pare să tragă cu absolut nimic. De asemenea, nu prea înțeleg de... Wow! De ce se controlează atât de ciudat elicopterele astea? Like, bro, mergi în față, cum s-ar zice. În față. Ce era acolo? Ce e chestia de acolo, mă? Ah, gata, știu, da, e un OZN, un OZN prăbușit. Era și înainte, nu e... Mă, ce Dumnezeu tot plesnește, mă? Da. Văd că aici nu avem... Mă, dar de ce nu mai merge elicopterul? Oh my god, ce japiță! Este adus din Germania cu kilometri. Dați înapoi elicopterul ăsta că nu merge în față. Dude, merge! Ce trebuie să fac? Să iau stânga și dreapta de volan? Ok, acum merge ca crabul. Dar nu vă cumpărați elicoptere din Germania aduse pentru revânzare cu kilometri dați înapoi. Deci, din păcate, aici văd că nu s-a întâmplat cine știe ce schimbare, dar știi ce? Cred că o să renunțăm la elicopterul de poliție pentru că este efectiv o dezamăgire pentru familia lui. La fel cum sunt... Ok, acum este și mort. Da. Haide să luăm totuși avionul ăsta, să ne întoarcem înapoi în oraș, pentru că... Wow! Cum funcționa? Ok, așa, și cum te ridici? Cum te ridici? Păi cum te ridici? Cum te ridici? Dude! What? Asta nu e avion? Ce dumne? What? Bro, ce gherla asta de avion care nu vrea să se ridice și să meargă prin aer, așa cum ar trebui să meargă avioanele. Ha! Ce îmi place să... Hei, unde... Stop! Nu, stop, stop! E, că-mi bag... Te rog... Oh, mai bine, hai că ocolim. Hai că ocolim dacă tu vrei să ocolim. Cum deam carnet în viața reală? Ce Dumnezeu se întâmplă aici? Păi, aia e mașina nouă? Mă, ce s-au luat la ceartă? Ăla era un Lamborghini? Mă, ce se întâmplă? Bro, un nebunit! Uite-l ce face! Bro, ăla și-a resetat cumva de unul singur mașina? Bro! Bro, a nebunit șoferul de autobuz, chat, când iei STB-ul din stație de la Lujerului. Când iei STB-ul, v-ați prins că gen... Nu știu, la Lujerului, like, sunt autobuze de genul... Ei, ia că ți-arăt eu cum se face, bro, uite, fii atent, te dai cu spatele și secretul este să întorci autobuzul și să nu mai... Ok. Oh, magazinul de arme aici, nu știam ce e pe clădirea asta. Hotel? Eu stai, mă, așa, că înainte la hotelul ăsta nu era așa ceva. Oh, lord. Bă, nu era așa ceva la hotel. Putem să intrăm? Nope, nu putem să intrăm. Este o țeacă colosală. Optimum Pride! Ce Dumnezeu? Bro, a avut să intre în parc? E nebun? Băi, Optimum Pride. Ia, se trage pe dreapta camionul ăsta să mă bată vidrele de nu. Hai odată. Are nos! Mamă, ce șmecher e și e actually destul de lipsit de viteză, aș putea să spun. Dar poliția este fix acolo în față, oameni buni, hai să mergem să... Wow! Hai să mergem să luăm mașina... Asta nu e mașina nouă, e un Lamborghini foarte portocaliu și frumos, da. Dar nu e aia pe care am văzut-o în meniu.
Ia stai că aici este casa developerilor, oameni buni. Stați să intrăm aici, să vedem dacă poate aici au băgat ceva nou. Deci acolo e alt joc de-a lor, ăla e celălalt joc al lor, iar aici... Oh, ăla e un cheat code. Ok, ok, no, ok, nu, asta actually are destul de multă logică. Stai, ce puteam să apuc? Stai, ce? O să apuc ceva de aici? Like, nu fac... Ok, nu știu ce s-a întâmplat și, sincer, cred că nici nu vreau să știu ce s-a întâmplat. Bun. Mi-am scântrit piciorul și am făcut spagatul, că se la elastic ca un caș. Toată ziua joc freestyle-ul cu băieții, și cu fetele, nu doar cu băieții, deși, da, sunt destul de mulți băieți. Bă, ce mașină stupidă, e atât de joasă, nici nu poate să treacă de un ta. Bun. Deci am ajuns aici la poliție, așa că haideți să mergem să... vedem dacă au schimbat ceva înăuntru, dar mergem să le furăm mașina legendară. Ce e mă cu ăla acolo? E, prostule, te-a prins poliția. Cum să te prindă poliția, bro? Că când ți-o-i trage una... Ai noroc că te protejează barele alea. Sau ceva. Bun, deci aici, din câte ați putut vedea, este un nou elicopter pe... secția de poliție. Hai să mergem totuși să luăm mașina aia șmecheră de la cum îi zice, de la, pe unde Dumnezeu e ieșirea din locul ăsta? Ok, asta e. Din garaj. Ok, mașina șmecheră din garaj pentru unde a dispărut maia de poliție? Ok. Wow, alo. Unde crezi că pleci fără mine? Mamă, e autopasta de la SWAT, ești nebun. Hai să activăm stunt modul Zen dacă reușim să facem un drift cu ea. Hello? Păi, poate? Nu? Da, cred că e like mult prea grea pentru a... Ah, uite mă, mașina de poliție este fix aici din... ...un motiv sau altul. Alo, mergi cu spatele tu. Deci duba SWAT-ului este greoaie rău. Dar dacă am... Bro, stop! Jesus! Dar dacă am conduce mașina de poliție, ia. Oare putem să o facem să sune cumva? Like, există vreun buton să faci să facă Tino, Nino. Mama, are și nos. Bă, e rapid rău! Oh my god, mașina burger, care e de fapt hot dog. Oh my god, gamer aproape bun, dar gen relativ prost. Ok, putem să ne oprim, no, stop, stunt mode, stop. Ok, hai să o întoarcem, perfect, no, așa, perfect. Și acum haide să îi dăm viteză maximă prin oraș și o să încercăm să sărim undeva, ia să vedem. S-a terminat nostru. Da, așa am făcut și eu cu BMW-ul în viața reală, de asta l-am vândut. glumesc. Ce chat? Nu, ăsta nu e live. Ok. O să lăsăm mașina aia să se ducă. E păcat că nu cred, frate, nu cred că au băgat, sincer să fiu cu voi. Nu cred că au băgat mașina pe care am văzut-o în meniu. Cel puțin eu n-am văzut-o pe... Ce face jocul ăsta? E nebun. Vă zic eu n-am apăsat pe absolut nimic. Dar, mă rog, ne-am luat căruciorul de la Lidl și acum vrem să mergem cu el oriunde vrea el să meargă, desigur. Hai să mergem, Unde să mergem? Unde mergem? Să căutăm mașina hot dog. Deci era o mașină hot dog, dacă ați văzut. Am trecut repede pe lângă ea. Poți să ieși afară din gâr la asta, dude? Ok, și acum poți să treci pe cealaltă parte cu un pic de sprint sau... Yes, bravo! Ok, dacă ai vrea să nu te mai întorci... Tuk-tuk! Păi, ești nebun, e un tuk-tuk ăsta! Dă-la, mă, dea oia prin India! De fapt, și gen, mamă! Ați văzut vreodată cum conducă ea în India? Dude, no freaking way că n-au loc 1000 de accidente în fiecare zi și secundă acolo la Indie, nici nebun! Bă, conduc ca nebunii! Bă, sunt like 10 benzi de oameni care merg cu mopedele și vezi pe oameni cum traversează prin locuri nesemnalizate. Iisuse!
Mă, ce e cu elicopterul ăsta aici? Mă, elicopterul ăsta... A explodat când am vrut să intru în el. Inițial el era acolo pe clădire și acum nu mai e. O, stai, putem să intrăm în clădirea asta mare? O motocicletă rapidă! Care se mișcă de una singură. Mă, ce se întâmplă? Bă, pare să fie ceva acolo. Stai să vedem dacă reușim să intrăm. E o ușă aici și este o mare țeacă. Aș vrea să mulțumesc familiei mele că nu a vrut să mă lase să... Hai că-ți arăt eu cum se face ca să prinzi o motocicletă. Te uiți în altă parte ca să se desponeze. Așa. Mama, asta e nouă pe joc, ești nebun? Asta nu era înainte. Opa. A. Ok. Stai, unde mi-e telefonul? Hop, stop. Nu o motocicletă idiotă, am pus frână. Stați să băgăm aici day din nou ca să se facă zi, că nu vrem să fie noapte, că e foarte întuneric pentru clip și e urât, urâm nopțile. Noaptea se întâmplă multe chestii oribile pe lumea asta, like, oamenii dorm, ăsta ar fi unul dintre ele. Nimo! Wow, am făcut o cascadurie fără să vreau. Mamă, WC-ul din fundul curții care trebuia modernizat total. Cineva trebuia să-i pună gresie, faianță și să-i pună ușe de metal. Dar nu s-a mai întâmplat. Bă! Mă, voi știți că o chestie de asta care adună grâu e la 20 de miliarde de euro sau ceva de genul? Mamă, ce viteză are! Bă, refuz să cred că e atât de rapidă. Bă, refuz să cred că e... Și-a luat zborul. Ok, pune frână tot. Stop! Stop, nu. Hai să ne întoarcem, exact, să ne întoarcem. Nu înainte de a ne izbi de această barcă care este aparent lipită cu superglu de apă. Nu putem să o mișcăm de acolo. Bă, am o idee teribilă. Hai să mergem și să lovim oameni cu... Ok, sunt destul de confuz și s-ar putea să nu reușim să o ridicăm de aici. Cred că rămâne pe veci blocată. Dar nu, stați așa, deci fiți atenți, am un plan. O să o luăm foarte, foarte, foarte ușurel, cu multă viteză. Așa. Unde era gamer? Nu, stop, nu te mai învârti ca turbina de la NASA. Dacă te-ai oprit pe casă, aș fi foarte... Nu? Kirilă! E acolo Kirilă cu prietenii lui. Păi, e păcat că nu poți să o activezi și apoi să faci crime în put... Hai că au avut și gardă. Păi, e mișto chestia asta, dar e păcat că nu prea ai ce să faci cu ea. Ok, m-a călcat în picioare. Așa, ai face bine să pleci. Garduri, oh my god, lovește toate gardurile. Mamă, bă... Mă, uite cartul! Mă, nu i-am găsit cartul ăsta până acum, pot să jur că nu l-am găsit. Uite-l ce șmecher e! Voiam să zic că dacă n-aterizăm în picioare, îmi șterg canalul de YouTube, dar să mă bată hamsterii, că n-a fost nevoie, că chiar am ajuns în picioare. Oprește-te din a te mai învârti de 100 de miliarde de mii de ori în aer. Bă, aș vrea să găsesc un loc prin care să sar, dar din păcate, în afară de chestiile alea, rampele alea, nu cred că ai pe unde. Adică ai putea să încerci să faci asta, dar asta nu te ajută cu absolut nimic. Oricum, să știți că jocul acum este mult mai frumos. Deci, aparent, graficile sunt un pic remastered, zic ei, în... What? Wait a minute. Ce s-a întâmplat? Oh my god, a știut dinainte. Ce-i mă asta? A știut, frate, când a văzut grenada, a făcut rol din stand și a intrat prin ziduri. Bani gratis? E bine, nu vă... Mâncare gratis! Ce-mi place mâncarea. Mâncarea gratis este cea mai bună. Ia uite cartofii de la McDonald's cum stau. Da. Burger Star. Bă, pe undeva este mașina aia hot dog. Și din păcate
nu prea știu unde. Dar voiam să vă zic că e clar că graficile sunt un pic mai detaliate acum. Clădirile, unele dintre ele au fost schimbate, arată mult mai frumos și nu știu cum să vă zic, dar iarba îmi place rău, gen. Îmi place cum e ea verde și frumoasă și miroase a proaspăt și a gândaci care stau în ea. Da, 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 în iarbă mai sunt și gândaci. Bă, înainte era prea ciudat, frate, să vezi peste tot zăpadă. Să vă mai zic că era în mijlocul verii aproape și gen oamenii mei încă aveau zăpadă pe joc. Putor ordinare, nu le-a luat decât 10 luni să scoată zăpada. Ok, dacă ai vrea să nu te mai învârți, aș fi foarte fericit. În rest, din păcate, bă, nu cred că au mai băgat cine știe ce. Chiar nu văd absolut nimic diferit, dar dacă voi știți că s-a întâmplat ceva pe jocul ăsta și eu nu mi-am dat seama, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, ok? Și poate o să-l mai revizităm în cazul în care cine știe ce am ratat. Poate au băgat easter egg-uri noi, deși nu cred. Așa că o să ne revedem data viitoare. Nu uitați să mă urmăriți pe toate platformele de socializare. Da, sunt doar pe Instagram. Aveam o pagină de Facebook, nu mai folosesc. TikTok-ul e trash. Ok, doar veniți pe YouTube să-mi urmăriți videourile, vă rog. Și chiar voiam să zic că dacă nu pic în picioare, îmi șterg canalul de YouTube.